Rinita alergică se caracterizează printr-o inflamație acută sau cronică a mucoasei nasale. Incidența acestei afecțiuni este de aproximativ 80-90% în populația globului, preponderent fiind afectate persoanele cu vârste între 5 și 25 de ani. Rinita alergică apare datorită unor reacții imunologice excesive în prezența unor substanțe străine denumite alergeni. Gradul de sensibilizare a persoanei și cantitatea de alergeni influențează în mod decisiv apariția și agravarea simptomatologiei. Pe urmă, rinita alergică nu este o afecțiune foarte gravă, dar este o afecțiune care îți afectează calitatea vieții extrem de mult. Gândiți-vă, este un pacient clasic, ceea ce se întâmplă frecvent, un pacient la locul de muncă, la birou, strănută, curge nasul, toată lumea îl pune la o parte că este răcit. Dacă mai interacționează și cu public, atunci din start toată lumea nu dorește să relaționeze cu persoana respectivă și calitatea vieții este foarte afectată. Pe de altă parte, capacitatea de a învăța. Sunt foarte mulți copii care merg la școală în această perioadă. Este perioada de examene. În iunie sunt tot felul de examene bacalaureate, sunt admiteri la diferite facultăți și pot să afecteze capacitatea de concentrare a copilului. Acum, ca și comorbidități, în sensul orice boală poate să asocieze alte afecțiuni sau să se complice cu alte afecțiuni. Cea mai de temut complicație ar fi evoluția spre un ast bronșic a oricărei rinite alergice. Este o șansă cam de unul din trei copii sau pacienți cu rinite alergică pot să dezvolte astmul bronșic. Nu este obligatoriu. Este o șansă care se validează sau nu în timp. Bineînțeles, depinde foarte mult și de alți factori, factori de mediu, factori genetici, dacă există sau nu rude în familie cu ast bronșic. Nu este suficient doar să ai o rinită alergică și să evoluezi spre ast bronșic. Alergiile sunt condiționate genetic. Și atunci noi ne naștem cu această informație, sub acțiunea factorilor de mediu care sunt extrem de variați, se poate manifesta mai devreme sau mai târziu în cursul vieții. Acum, că vorbim de rinită alergică, că vorbim de conjunctivită, de asp, astea pot să existe singure sau în combinații, că vorbim de alte manifestări ale bolilor alergice, aici intrăm într-o altă discuție, dar tot condiționarea genetică este la bază. Este importantă vizita la doctor pentru evaluarea rinitei alergice, chiar și atunci când medicamentele administrate fără prescripție medicală ameliorează simptomele. Doctorul poate determina tipul de alergeni care provoacă reacțiile cu scopul de a reduce expunerea la ei.